Suntem în a doua duminică în care încercăm să ne creionăm o privire de ansamblu asupra cărții Deuteronom. Și vă spun și de ce o facem, pentru că Domnul Iisus a zis, viața veșnică este aceasta. Spuneți mai departe, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Dar ca să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să înțelegi căile Lui, planurile Lui. Și dați-mi voie să încep cu Genesa, capitolul 1, versetul 26. Apoi Dumnezeu a zis, suntem în ziua șasea, când Dumnezeu a terminat creația și l-a duce pe cel care urma să se bucure de ea pe scena istoriei. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dacă iau doar acest verset, dacă suntem creați după chipul lui Dumnezeu, suntem legați de El ca o copie de original. Dar cine este acest Dumnezeu al cărui chip îl purtăm? Cea mai semnificativă realitate din univers. Și de aceea avem o profundă nevoie de semnificație. Dar observați, spune textul, să facem om după chipul nostru. Aseară ascultam doi evrei disputând problema Trinității în Vechiul Testament și niciodată nu m-am gândit la felul în care ei judecă lucrurile. Și citind Scriptura, până și comentatorii care nu cred în Domnul Iisus Hristos dintre evrei, notează această fluiditate, spun ei, a prezentării lui Dumnezeu. Este și în cer, și lângă stejarii lui Mamre, împreună cu Avram. Deci Dumnezeu este deodată în mai multe locuri. Dar Dumnezeul nostru este o pluralitate intrinsecă. Și noi știm, privind din Vechiul Testament spre Noul Testament, că Dumnezeul nostru este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și atunci chipul lui Dumnezeu în noi vizează cele trei relații fundamentale. Dar nici nu s-a terminat bine creația și a urmat căderea. Căderea a rupt relația cu Dumnezeu din pricina neascultării. Și odată relația cu Dumnezeu ruptă, dragii mei, începem să ne desfacem în noi înșine și se rup și se strică relațiile noastre. Și asta a dus peste planetă o triplă alienare, o dezintegrare spirituală, ruperea de Dumnezeu morală, frângerea în noi înșine și socială, frângerea relațiilor dintre noi. Pacea cu Dumnezeu s-a rupt, pacea cu noi înșine s-a dus, pacea cu semenii s-a dus. Dar asta ne obligă la o anumită abordare a Scripturii, abordare oricărei cărți. De pildă, aș putea veni la Biblie sau la cartea Deuteronom, plecând de la întrebări care mă vizează pe mine, problemele mele, nevoile mele, relațiile mele. Astea sunt nevoile noastre imediate. Dar am văzut că, practic, noi ne-am desfăcut plecând de la relația noastră cu Dumnezeu. Și în mod normal, ca să mă vindec, trebuie să încep prin a reface relația cu Dumnezeu. Și asta ne obligă la o anumită abordare a Scripturii. Nu citim Scriptura de jos în sus, Scriptura nu este un horoscop în care să cauți răspunsul la întrebările tale imediate, ci Scriptura este spațiul sacru al revelării de sine a lui Dumnezeu, grădina în care Dumnezeu și-a lăsat urmele pașilor. Și de aceea citim Scriptura, dragii mei, ca să-L cunoaștem pe El și căile Lui. Țineți minte cuvintele rostite Dumnezeu despre o generație care a văzut mai multe minuni pe metru pătrat de istorie decât orice altă generație? M-am dezgustat de neamul acesta, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile mele. Observați de unde pleacă problema noastră, de la necunoașterea lui Dumnezeu, necunoașterea căilor lui. Pe măsură ce relația mea cu Dumnezeu se reface și încep să trăiesc, Ioan 17:3, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu, începe vindecarea în lăuntrul meu și vindecarea relațiilor mele. Și este important să înțelegem lucrul acesta. Dragii mei, noi ne adunăm să cunoaștem căile Domnului, nu să găsim răspunsuri la întrebările noastre imediate. Alea vin pe planul 2 și pe măsură ce relația cu Dumnezeu se zdrăvenește și începem să-L cunoaștem pe El, prezența Lui în noi începe să vindece inima noastră și relațiile noastre. Așadar ne apropiem de orice carte din Biblie, Deuteronomul nu face excepție, punând prima întrebare, cine ești, Doamne? Și a doua întrebare vine, ce vrei să fac?
Observați, întrebările lui Saul din Tars pe drumul Damascului au rămas valabile de-a lungul întregii istorii și sunt valabile orice alte carte din Biblie am deschide. Dar atunci când luăm o carte oarecare din Scriptură, o abordăm în trei etape distincte. Mai întâi ne facem o hartă, încercăm să înțelegem din ce e făcută cartea și apoi urmăm să călătorim prin ea pas cu pas analiza cărții și terminăm prin a aduna cartea cel puțin pe două planuri. Primul plan, cine ești, Doamne? Deci dacă ieșim din cartea Deuteronom cu portretul lui Dumnezeu, cu înțelegerea mai clară a lui Dumnezeu, dragii mei, n-am trecut pe degeaba prin carte. Și abia după aceea, al doilea rezumat sau concluzie este pe linia aplicațiilor noastre. Doamne, ce vrei să fac? Care sunt adevărurile pe care mi le comunici mie ca individ și nouă ca biserică? Dar înainte de a ajunge la rezumarea cărții, încă în dimineața aceasta aș vrea să zăbovim lângă pregătirea cărții pentru studiu. Cu siguranță ați văzut imagine, am adunat în ea toată Scriptura. Toată Scriptura se poate aduna într-o propoziție simplă. Dumnezeu a vorbit. Dumnezeu este transcendent, imaginația este dincolo de tavanul acesta. Noi nu avem acces la El, El a trebuit să coboare spre noi. Și ca să coboare spre noi, S-a revelat, vorbindu-ne. Dar întrebarea este, de ce ne-a vorbit Dumnezeu? Să ne încurce sau să ne descurce? Nu, El a vorbit ca să se facă înțeles. Dar ca să se facă înțeles, El nu ne-a vorbit nouă acum și aici, ci le-a vorbit lor atunci și acolo. De pildă, Deuteronomul este înainte de Hristos, 1300-4500 înainte de Hristos. Deci Dumnezeu a vorbit în timp și spațiu, dar pentru că acela care a vorbit este Dumnezeu, El nu se contrazice. Și pentru că Dumnezeu este același, era și în veci, El rămâne normativ și relevant în toată istoria, pe toată fața Pământului. De ce este importantă imaginea cu axiomele fundamentale legate de interpretarea cărții? Pentru că orice text din Scriptură este determinat de contextul literar, istoric și teologic. Și asta mă obligă la o anumită abordare în pregătirea cărții. De pildă, de contextul literar se leagă structura cărții. Cum e făcută cartea? Pe urmă, de contextul istoric, scopul cărții, cu ce scop a fost lăsat în Scriptură, de ce o citim, de ce o studiem. Și contextul teologic îmi oferă mesajul cărții, conținutul cărții. Și tocmai lucrul acesta voi încerca să-l facem în această dimineață. Dați-mi voie să încep cu contextul istoric și cu scopul cărții. Dar cartea aceasta, dacă Dumnezeu rămâne normativ și relevant și pentru ei și pentru noi, atunci trebuie să înțeleg scopul pentru ei, pentru Israel și scopul pentru noi din aceeași carte. Care să fi fost scopul lui Dumnezeu pentru Israel? Noi suntem după 40 de ani de călătorie, de pribegie prin pustie și am ajuns în câmpia Moabului cu noua generație, toți ceilalți au pierit în pustie. Și Moise se pregătește să reînnoiască legământul cu ei, să le reitereze decalogul sau legea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu s-a răzgândit cu privire la noua generație de nimic din ce a spus generației precedente. Și aduceți-vă aminte, când eu am ajuns la Sinai, în Exod, capitolul 19, versetele 4 la 6, Dumnezeu le-a zis, ați văzut ce am făcut Egiptului? Cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei. Deci i-a izbăvit Dumnezeu pentru o relație cu sine. Noi avem un Dumnezeu personal și putem intra într-o relație personală cu El. Veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Dar există și a doua parte, la textul nostru, îmi veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt, acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Moise coboară de pe munte, pune înaintea poporului așteptările Domnului și poporul strigă în gura mare, vom face tot ce a zis Domnul, acceptăm termenii legământului. Dar atunci când Dumnezeu a intrat cu ei în legământ, nu e așa? I-a chemat la o relație și i-a chemat la o preoție. Și
relația noastră cu Dumnezeu ne obligă la cunoașterea de Dumnezeu, iar preoția noastră ne obligă la învederarea lui Dumnezeu între popoarele, între vecinii noștri, prin ascultarea de cuvântul Lui. Și în felul acesta, Dumnezeu se întrupează în noi și noi devenim purtători de Dumnezeu în familiile noastre, la locul nostru de muncă, acolo unde ne-a așezat Dumnezeu. Dar întrebarea este, care e scopul cu care a fost scrisă cartea Deuteronom să motiveze și să ajute generația ajunsă în câmpia Moabului, gata să intre în țeară, pe de o parte la ascultare de Dumnezeu, pe de altă parte la înjugare alături de El, în preoția la care Dumnezeu i-a chemat. Dar care să fie scopul lui Dumnezeu pentru noi? Noi trăim în nou legământ. Citim cartea Deuteronom care a fost scrisă pentru ei atunci acolo. Oare scopul lui Dumnezeu s-a schimbat în vreun fel? Nu, dragii mei. Ascultați ce spune Noul Testament, în 1 Petru capitolul 2, versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui. Da? Veți fi ai mei. S-a schimbat ceva? În niciun caz. Și asta face relevantă cartea pentru noi. Pentru că și pe noi Dumnezeu ne vrea într-o relație cu El. Dar mai există ceva. Ca să fiți ai Lui, ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Observați paralela dintre Vechiul și Noul Testament, cu alte cuvinte, și noi suntem chemați la o relație vie cu Dumnezeu, la umblare cu Dumnezeu, dar în același timp suntem chemați la a fi preoți pentru Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu trebuie să mă crească în cunoașterea lui Dumnezeu, să sporesc în cunoașterea lui Dumnezeu. Dar apoi trebuie să sporesc în ascultarea de Dumnezeu, în trăirea acestor adevăruri în viața mea de zi cu zi. Cu alte cuvinte, bătălia pastoral-misionară de care vorbim este acolo în miezul cărții. Dumnezeu ne cheamă să fim asemenea Lui și să contribuim într-un fel la ajutarea altora în a deveni asemenea Lui Hristos. Dar pe lângă a fi, trebuie să și trăim în ascultare de El, să ascultăm de El, să fim și să vestim cele două componente. Am văzut, deci, contextul istoric și scopul cărții și valabilitatea acestei cărți și pentru noi. Dar dați-mi voie să mă opresc lângă contextul literar și structura cărții. Mă întorc înapoi la imaginea noastră mai complicată și aș rămâne lângă primele două axiome. Dumnezeu a vorbit ca să se facă înțeles și ca să se facă înțeles a vorbit în timp și spațiu. Cu alte cuvinte, a vorbit într-un context familiar lor, în termeni pe care ei să-l poată înțelege cu ușurință. Pentru că Dumnezeu a dorit neapărat să se facă înțeles. Dacă iau cele două axiome și încerc să vedem cum e făcută cartea asta de Deuteronom. Arheologii au descoperit tratate între suzerani și vasali. Aveți aici Deuteronomul pe coloana din mijloc și aveți un tratat de suzeranitate înainte de 1200, înainte de Hristos și după 1200, înainte de Hristos. Observați, este un fel de cumpănă a apelor când tratatele se simplifică foarte mult. Dacă Deuteronomul ar fi o carte târzie, cum susțin mulți teologi, descoperită prin 605 de către Iosia, atunci ar semăna mai mult cu tratatul de după 1200, dar el seamănă mult mai mult și pe structura tratatului de suzeranitate dinainte de 1200, înainte de Hristos. Ori asta, odată mă ajută să așez cartea în contextul istoric dat, dar pe de altă parte mă ajută să înțeleg structura. Și priviți structura cărții. Ea va sta înaintea noastră de-a lungul acestei cărți, cartea Deuteronom, și aveți cele 34 de capitole din ea. Primele patru capitole este un prolog istoric, o aducere aminte. Pentru că, practic, Dumnezeu te cheamă
în legământ cu El după ce și-a demonstrat bunăvoința față de tine. Observați, legământul de la Sinai se încheie după izbăvirea din robia egipteană, cu mână tare, după minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în Egipt și prin pustie. Cu alte cuvinte, prologul istoric mi-aduce aminte de faptele mântuitoare ale lui Dumnezeu. Dar pe urmă, Dumnezeu ne dă legea în capitolul 5 și iubirea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Dar nu e așa că El ne-a iubit întâi și de aia îl iubim și noi? Și elementul acesta este prezent, dragii mei, în toate tratatele de suzeranitate. Mai întâi suzeranul își prezintă bunăvoința și faptele lui față de vasal. Exact lucrul acesta îl face Dumnezeu. Dar după aceea urmează stipulațiile legământului. Practic, legea este desfăcută în cele două componente ale ei, să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Urmează apoi implicațiile, citirea legii, binecuvântări și blesteme și schimbul de ștafetă între Moise și Iosua. Moise moare la sfârșitul cărții Deuteronom și intrăm în cartea Iosua, el va duce poporul în țara promisă. Așadar avem contextul istoric și scopul cărții, contextul literar și structura cărții și aș vrea să ne apropiem de contextul teologic și mesajul cărții sau conținutul cărții. Care sunt adevărurile din această carte? Și dați-mi voie să încep cu prologul istoric, primele patru capitole plus darea legii. Citiți cu voce tare afirmația de pe ecran. Aduți observați, ascultarea de El se fundamentează pe actele binevoitoare ale lui Dumnezeu. Și pentru că noi uităm de multe ori ce ne-a făcut Domnul, ascultarea devine o povară. Ori dacă împrospătăm în mintea noastră mereu ceea ce ne-a făcut Domnul, dragii mei, ascultarea noastră devine o bucurie, un răspuns al recunoștinței noastre. Noi sărbătorim cina Domnului. Oare de ce? E singura sărbătoare, singura poruncă pe care o avem legată de aducerea în minte a ceea ce ne-a făcut Domnul. Nu e așa că la cina Domnului, întinzând mâna în blid după pâinea care simbolizează frângerea trupului său și vinul, vărsarea sângelui său, ruperea trupului său, vărsarea sângelui său, noi ne reamintim mereu esența lucrării mântuitoare a lui Dumnezeu. Adu-ți aminte de ce ți-a făcut Domnul și ascultarea de El va fi o bucurie, nu o povară, sau nu va fi o povară. Dar dați-mi voie să vă duc un pic la sfârșitul cărții, în capitolul 26. Când vei intra în țară, să iei primele roade pe care ți le va da pământul și să vii cu ele în locul pe care îl va alege Dumnezeu ca să te închini înaintea lui Dumnezeu. Și când te înfățișezi înaintea preotului să zici, mărturisesc acum înaintea lui Dumnezeu că am intrat în țara pe care a jurat Domnul părinților noștri că ne-o va da. Cu alte cuvinte, mărturisesc acum că Dumnezeu a fost credincios promisiunilor Lui. Observați cum începea tot ritualul, după care aduceai roadele, preotul le lua și le legă înaintea Domnului ca să te poți bucura apoi de ele. Și textul continuă în versetul 5. Apoi să iei cuvântul din nou și să zici, să spui înaintea Domnului, tatăl meu era arameu, pribiag, gata să piară. S-a coborât în Egipt cu puțin inși și ca să rămână acolo pentru o vreme. Acolo am crescut și am devenit un popor mare și puternic. Dar egiptenii ne-au apăsat, ne-au chinuit, ne-au supus la grea robie. Noi am strigat către Domnul. Și Domnul a auzit strigătele noastre și necazul nostru și ne-a scos cu mână tare și cu braț întins și ne-a dus în țara aceasta bună în care curge lapte și miere. Observați, ori de câte ori îți aduceai primele roade, erai obligat cu gura ta
să mărturisești ce ți-a făcut Domnul, să recapitulezi istoria mântuirii Lui. Domnul ne-a ascultat și ne-a scos cu mână tare și cu braț întins și ne-a dus în țara aceasta bună unde curge lapte și miere. Adu-ți aminte de ce ți-a făcut Domnul și ascultarea de El nu va fi o povară. Oare să fie adevărat lucrul acesta și pentru noi? Oare ce mi-a făcut Domnul? Rătăceam în păcat și pierzare. Eram singur în noapte, străin, dar bunul păstor cu îndurare m-a găsit și mi-a dat har din plin. Am putea cânta toată biserica în fiecare dimineață cântarea aceasta. Dar aduceți-vă aminte de textele din Efeseni, capitolul 2 și Petru, capitolul 2, versetul 24. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. Citiți cu voce tare, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Cu alte cuvinte, toată mântuirea noastră ne este oferită în pofida faptului că n-aveam niciun merit. Nu meritam, dragii mei, ca Dumnezeu să se plece, să devină unul dintre noi ca să poată muri în locul nostru, să ne poată răscumpăra. Ascultați-l și pe Petru. În Vinerea Mare, El, nu noi, El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn. Ce incredibil lucru! El, Dumnezeu, să poarte păcatele mele în trupul Său pe lemn? Să devină blestem în locul meu? Pentru că noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire, prin rănile Lui ați fost tămăduiți, spune Scriptura. Spuneți-mi, nu e așa că suntem uituci și foarte repede uităm tot binele pe care ni l-a făcut Domnul și cum dăm de necaz, avem impresia că se năruiește cerul peste noi și nu mai avem puterea să credem Romani 8:28. Să știm că Dumnezeu este acolo și ne-au scăpat lucrurile de sub control, că El în ultimă instanță își va împlini planurile, va duce până la sfârșit ceea ce a început în viața fiecăruia dintre noi. Observați, este important să ne întoarcem mereu, să recapitulăm actele mântuirii lui Dumnezeu pentru noi. Dar odată ce a fost dată legea, Dumnezeu îi spune lui Moise cum să detalieze legea în fața poporului și acestea sunt stipulațiile legământului sau ale decalogului. Aveți cele 10 porunci, da? Pe cele două table. Primele 4 vizează relația cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu. Dar toate celelalte vizează relația cu noi înșine. Și de aceea, în miezul cărții, aveți să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Relația cu Dumnezeu și relația cu noi înșine. Relația cu Dumnezeu este detaliată în capitolele 6 la 18. Relația cu Dumnezeu în capitolele 19 la 25. Dați-mi voie să mă opresc lângă relația cu Dumnezeu și vedeți că sunt 3 secțiuni. Eu, nu Iahve sau Jehova, ei, nu Jehova, oare Jehova? Dar ce vrea să spună textul? În ultima instanță, Deuteronomul ne invită să alegem viața alegându-L pe adevăratul Dumnezeu. Da, dar una din întrebările fundamentale este cine e adevăratul Dumnezeu? Cine este adevăratul Dumnezeu? Dragii mei, există doar 3 posibilități. Fie eu sunt Dumnezeu, nu?
Aduceți-vă aminte de ispitirea din Eden. Vei fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Și dacă eu sunt Dumnezeu, înseamnă că mi-am luat viața în propriile mele mâini, mă descurc fără El și prin meritele mele vreau să realizez absolut totul. Sau poate că, zic, deleg prerogativa divinității, a dumnezeirii altcuiva. Nu sunt eu, sunt ei. Poate fi mai mari lumii acesteia, pot fi părinții mei, pot fi prietenii mei, sau pot fi dumnezeii străini, dragii mei, din care plină nu doar țara lor, ci și țara noastră. Care este a treia variantă? Domnul. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu este singurul Domn, da? Singurul Domn. El este Dumnezeu. Deci doar trei variante avem. Dar asta ne aruncă sau ne aduc în fața a câtorva pericole. Primul pericol este pericolul autoîndumnezeirii sau credere în noi înșine. Al doilea pericol este încrederea în dumnezeii străini. Și pe urmă trebuie să ne punem o întrebare. Da, eu pot fi cu Dumnezeu pe buze, dar care sunt dovezile faptului că în viața mea Domnul este adevăratul Dumnezeu? Și nu cumva am căzut una din cele două gropi, eu sau ei? Care sunt dovezile? Dați-mi voie să trec doar în revistă repede adevărurile din aceste capitole. Ca să eviți pericolul autoîndumnezeirii, capitolul 6, adună poruncile în inima ta și nu uita. Și pe urmă călătorim capitol după capitol. Ce să nu uit? Nu uita că nu mărimea ta, nu puterea ta, nu bunătatea ta, nu pentru aceste lucruri te-a scos Dumnezeu și îți dă țara, nu meritele tale au pus în mișcare mâna lui Dumnezeu pentru tine, ci Domnul îți dă țara și binecuvântările din ea. Dragii mei, ce repede uităm și ce repede avem impresia că nouă ni se cuvin toate laudele, noi avem toate meritele. Și asta este pericolul autoîndumnezeirii, pericolul încrederii în noi înșine. Dar vă întreb, oare de ce în prima fericire Domnul Iisus spune ferice de cei săraci în Duh, căci a lor este împărăția cerurilor? Ca să primesc împărăția cerurilor, trebuie să recunosc nu mărimea mea, nu puterea mea, nu bunătatea mea, nu meritele mele, ci doar meritele Lui. Meritele Lui. Dragii mei, până când nu te golești de tine însuți, până când nu te lepezi de tine însuți și nu iei crucea, nu poți merge după Domnul Iisus Hristos și nu ai împărăția cerurilor. Ferice de cei săraci în Duh, căci al lor este împărăția cerurilor. Dacă ne mutăm în secțiunea următoare, capitolele 12 la 14, ca să eviți ispita idolatriei, ca să eviți ispita idolatriei, capitolul 12, nimicește idolii și altarele lor, nimicește pe închinătorii la idol, și capitolul 13 este dureros de greu. Dacă cea care doarme la sânul tău îți spune, vino să mergem să te închinăm altor dumnezei, mâna ta să ia piatra să o omoare. Dragii mei, cine iubește mai mult pe tată ori pe mamă decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Cine iubește mai mult pe fiu ori pe fică mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. S-a schimbat ceva? Nu, Dumnezeu este singurul Dumnezeu și în Vechiul și în Noul Testament. Și pe urmă, capitolul 14, evită orice practici idolatre. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Ori tovărășiile rele, dragii mei, se bălăcesc în practici idolatre, în neascultare de Dumnezeu, și asocierea cu ei este moarte și pentru noi în zilele noastre. Cu siguranță că lucrurile acestea sunt valabile și în Noul Legământ, nu-i așa? Matei, capitolul 6, versetul 24. Ce scrie aici? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. De ce nu poți sluji la doi stăpâni? Păi, sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și banilor. Nu-i așa? Ce prezent e acest idol, acest Dumnezeu străin peste tot în jurul nostru, mai ales în generația noastră. Dragii mei, Dumnezeu mai trebuie să aducă restriște și războaie peste noi, să nu avem impresia că
Avem așa de mult că nici nu mai avem nevoie de Dumnezeu, ne descurcăm și singuri. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. M-am întrebat de multe ori, de ce lăcomia de bani în Noul Testament este asociată cu închinarea la idoli? Oare de ce? Lăcomia de bani este asociată cu închinarea la idol. Vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus din capitolul 6 din Matei, versetele 19 la 21? Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții. Strângeți-vă comori în cer, unde moliile nu le mănâncă nici rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Ascultați ce scrie Pavel lui Timotei în prima epistolă, capitolul 6, versetele 6 la 10. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare, mare câștig. Este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem lua nimic cu noi din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Dar spuneți-mi, numai cei care suntem aici, la care este îndeajuns atâta? Mai ales în tinerețe, pofta ochilor, pofta firii pământești, lăudăroșia vieții, un pic mai mult, un pic mai mult. Și ne sprinde casele și dulapurile de lucruri absolut inutile pentru care ne-am cheltuit timpul și energiile, dragii mei. Timpul și energiile. Dacă am fi fost mai înțelepți, le-am fi păstrat pentru lucruri mai bune, dragii mei, pentru comori strânse în cer. Dacă avem dar cu ce ne hrăni și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, din potrivă, cad în ispită, în laț, în pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe om în rătăcire și pierzare. Da? Cufundă pe om, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au supus singuri cu o mulțime de chinuri. Unii care au umblat după ea, de ce? Nu ne este de ajuns. Da? Nu ne este de ajuns. Dacă mă mut la ultima secțiune din iubirea lui Dumnezeu, ca să dovedești că Domnul este Dumnezeu, nu tu, nu alții, că Domnul este Dumnezeu, ține anul sabatic, ține sărbătorile, curăță țara și puneți viitorul în mâna Domnului, nu a ghicitorilor și a vrăjitorilor. Interesant text. Cum devedea israelitul că Domnul este adevăratul Dumnezeu ținând anul sabatic? Dar ce era anul sabatic? 6 ani să lucrezi, dar al 7-lea lasă-ți ogoarele pârloagă. Nu se mâna, nu se cera. Da? Dar Doamne, ce o să mănânc? Da? Dumnezeu le-a spus în pustie ca să-i învețe o lecție. 6 zile adună-ți mana, a 7-a să nu iasă nimeni pe câmp. Și indiferent cât ai adunat, vei vedea că tot ce ai adunat se ajunge și pentru ziua 7-a. Același principiu este aici. Tot ce ai strâns și ai pus în hambarele tale o să ajungă și în anul al 7-lea. Dar mai era ceva. Dacă cumva fratele tău ți s-a vândut rob, în anul al 7-lea trebuia să-i dai drumul, dar e forța mea de muncă, Doamne. Dar nu poți să-l las să plece cu mâna goală, ci trebuie să-i dai din toate bunurile tale, Doamne. În anul care vine eu nu pot nici secera, nici vântura și acum dau drumul robilor mei și le umplu și mâna cu ceea ce este al meu ca să pornească din nou la drum. Observați, sărbătorile în Israel aveau o singură menire, să testeze relația cu Dumnezeu, să fie dovada relației lor cu Dumnezeu. Ține sabatul, cea mai mică sărbătoare săptămânală, chiar și în vremea secerișului. Dragii mei, noi că suntem ocupați să-L împingem pe Dumnezeu deoparte, pentru că noi nu mai avem ritualurile vechi testamentare și alergăm ca bezmetici după ce? După deșertăciune și goană, după vânt. Observați, dacă iau doar textul acesta, mă întreb, Doamne, prin ce-ți dovedesc eu că ești singurul meu Dumnezeu? Aș putea oare să mă odihnesc din când în când,
să mă bizuiesc pe tine, nu pe mine? Noul Testament nu e străin de aceste adevăruri. Ascultați ce spune Domnul Iisus în predica de pe munte, Matei capitolul 6, versetul 22 la 33. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dacă ochiul tău este bolnav, tot trupul tău este plin de întuneric. Dacă lumina care este în tine, nu știu dacă ați notat ce a făcut Domnul Iisus, te-a săltat pe un alt plan, pe planul spiritual. Lumina este în afara noastră, ochiul meu pricepe lumina, percepe lumina și dulce este lumina, da? Dar aici e vorba de o lumină care este în tine. Dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acela? Uitați-vă la păsările cerului. Dar dacă există o lumină în tine, tu nu te uiți la păsările cerului, ci te uiți prin păsările cerului la cel care le poartă de grijă, măcar că nu seamănă și nu vântură. Totuși, Dumnezeu le poartă de grijă. Uitați-vă la crinii de pe câmp. Dar dacă există o lumină în tine, tu te uiți prin crinii de pe câmp la acela care îmbracă crinii, mai frumos decât a fost îmbrăcat vreodată Solomon. Nu vă îngrijorați dar de viața voastră, ce vom mânca, ce vom îmbrăca. Lucrurile acestea neamurile le caută. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Iubirea de Dumnezeu se dovedește în încrederea în Dumnezeu și în ascultarea de Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu se dovedește în încrederea în Dumnezeu și în ascultarea de El. Și cu asta, dragii mei, Moise ne mută de la iubirea de Dumnezeu la iubirea de semeni. Am spus că stipulațiile legământului desfac pentru noi cele 10 porunci. Primele 4 ne-au vorbit despre relația cu Dumnezeu. Toate celelalte ne vorbesc despre relația cu semenii și sunt adunate în 3 aspecte: viață, demnitate și bunuri. Viață, demnitate și bunuri. Da. Iubește-ți aproapele respectându-i viața, demnitatea și bunurile. Mă întorc în predica de pe munte, capitolul 5, începând cu versetul 21. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Adică respectă viața, dar eu vă spun, oricine se mânie pe fratele său, oricine îi spune prostule sau nebunule, este un ucigaș. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, da? Respectă demnitatea părinților tăi. Ați auzit că s-a zis să nu prea curvești, dar eu vă spun, oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a făcut din ea obiectul plăcerilor lui, a degradat-o, a călcat-o în picioare. Ești un prea curvar. Domnul Iisus Hristos reia aceleași principii și le aduce înaintea noastră, dragii mei, înaintea noastră. În Roman, capitolul 13, versetul 8, ajutați-mă să vedem ce scrie aici. Să? Nu? Dar când e vorba de datorie, nu e așa că e vorba de am cerut împrumut, dau împrumut de bunurile mele, bunurile tale? Nu? Iubește-ți aproapele, respectându-i viața, demnitatea și bunurile. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, că cine iubește pe alții a împlinit legea. Toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ne apropiem de sfârșitul cărții, avem implicațiile legământului și schimbul de ștafetă. Nu vreau să zăbovesc prea mult asupra acestor lucruri, dar aș lua 2 adevăruri, 2 principii din cele 2 blocuri de text. În primul rând, în capitolele 27-28 avem binecuvântări și blesteme. Dumnezeu a întărit într-un fel legământul lui cu binecuvântări, adică cu consecințele ascultării și neascultării de Dumnezeu. Dar noi, și aici se pervertește inima noastră, pentru că noi foarte ușor putem face din binecuvântări și blesteme motivația ascultării noastre de Dumnezeu. Nu lăsa ca binecuvântările și blestemele să fie motivația ta la ascultare. Dar de ce?
Pentru că fuga de blesteme naște farisei. Și fuga după binecuvântări naște idolatrii. Și asta este adevărat și în Noul Testament. Fuga de blesteme naște farisei. Neprihănirea cărturarilor și a fariseilor nu te ajută să intri în împărăția lui Dumnezeu, ne spune Domnul Iisus în Matei 5 cu 20. Dar cum fugeau ei de blesteme? Încercând să facă legea într-un fel posibilă de împlinit, rupând spiritul legii de slova legii și reducând slova legii la lucruri prin care să câștigi merite. Și în felul acesta, dragii mei, fuga de blesteme naște farisei până în zilele noastre, dar fuga după binecuvântări naște idolatrii. Cine și-a făcut un Dumnezeu și-a turnat un idol fără să fi tras vreun folos din el? Oare de ce îl iubesc pe Dumnezeu? De ce cred în Dumnezeu? Ce înseamnă a crede în Dumnezeu? Dragii mei, pe urmele credinței lui Avram am învățat definiția credinței. A crede în Dumnezeu înseamnă să stau atârnat de El pentru ceea ce este El, nu pentru ceea ce face El. Uneori îmi dă, alteori îmi ia. Și de cele mai multe ori nu înțeleg ce face. Și atunci mă întreb, de ce să-L iubesc? Pentru ceea ce este El, pentru ceea ce a dovedit deja în relație cu mine însumi. Și ultima secțiune din carte. M-aș opri în capitolul 31, pentru că acolo se întâmplă ceva interesant. Dumnezeu îl cheamă pe Moise împreună cu Iosua în cortul întâlnirii. Vin amândoi și m-aș pune în pielea lui Moise. 40 de ani în pustie cu poporul, 40 de ani la oi înainte și am trudit și m-am luptat cu generația asta răzvrătită până acolo încât mi-am pierdut până și dreptul de a intra în Canaan. Și acum vin înaintea Domnului, El mi-a spus să mă pregătesc că voi muri, nu voi intra în țară și în inima mea, adânc în inima mea, există o așteptare. Ce mult aș dori să aud din partea Lui, cel puțin atâta. Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios peste puține lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Ia în stăpâni. La umbra lui venea Iosua. Să calci pe urmele lui Moise nu era un lucru ușor. În toată istoria n-a mai fost un om ca Moise. Dumnezeu îi vorbea gură către gură, dragii mei. Nimeni. Așa se termină cartea Deuteronom. Oare ce-aș fi gândit să fiu în locul lui Iosua? Doamne, Moise, gigantul acesta, stăpânul meu pleacă și eu intru în păpucii lui și nici nu știu cum să umblu în ei și spune-mi cel puțin o vorbă de încurajare dacă vin în prezența ta. Observați cei doi cu așteptări, fiecare de îndreptul lui. Intră în prezența Domnului, slava Domnului umple cortul și spre surprinderea lor, ca și cum cei doi n-ar fi existat. Dumnezeu își varsă sufletul înaintea lor. Moise, tu vei muri, vei fi îngropat cu părinții tăi, poporul acesta se va răzvrăti, tot ce ai făcut tu se va face praf. Își vor face alți dumnezei, vor merge după ei, mă vor nesocoti, mă vor călca în picioare. Cum te-ai fi simțit în locul lui Moise? Pe Iosua Dumnezeu nici măcar nu-l bagă în seamă în cort. Ies amândoi din cortul întâlnirii. Nu supărați. Spuneți-mi, e puțin lucru ca Dumnezeu să te facă sau să te socotească vrednic ca să-și verse inima înaintea ta, să se confeseze ție? Wow! Ce onoare! Dar când Iosua este din cortul întâlnirii, știți ce zice? Socrestul, Doamne, câtă vreme voi trăi eu? Lucrul acesta nu se va întâmpla. Știți cum se termină cartea Iosua? Citiți cu voce tare. Cât despre mine? Și câtă vreme a trăit Iosua și bătrânii care l-au cunoscut pe Iosua, Israel a ascultat de Domnul. A ascultat de Domnul. Ce mare har și ce extraordinară provocare, dragii mei. Fii gata să lupți pentru copiii tăi, pentru generația ta,
Fii gata să lupți pentru generația ta și nu uita, nu succesul, ci credincioșia este măsura vieții. Nu succesul, ci credincioșia este măsura vieții. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Citiți cu voce tare. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Poruncile pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Ne pregătim și de o binecuvântare la serviciul 2. Da? Le întipărește în mintea copiilor tăi. Vorbește despre ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca, când te vei scula. Dar pentru asta poruncile realmente trebuie să fie pe vârful limbii. Să pot asocia lucrurile de sub soare cu adevărurile nevăzute ale lui Dumnezeu și să pot atrage atenția copiilor mei, să-ți fie ca un semn de aducere aminte pe mână, ca niște fruntarii între ochi. Să guverneze curtea ta, casa ta, viața ta, familia ta. Doamne ajută și Doamne dă izbândă. Amin. Amin.